Da. Ce se întâmplă, Florine? Există cea mai mică ofertă pentru Daua? Că am văzut și azi dimineață și declarațiile iarăși ale soției lui pentru Digi Sport. Domne, că vreau să plecăm, că... Adică în continuare presiunea asta pe care a dezvoluit-o Gigi Becali acum vreo săptămână la mine când a zis că au ajuns nevestele să vorbească de fotbalist, să le spună să plece, că nu le mai place orarul, că nu le mai place orașul. Am văzut azi dimineață declarațiile doamnei pe Digi Sport, care spune în continuare răspica: nu, domne, noi vrem să plecăm, să sperăm că se va rezolva asta până la final de mercato. Păi ce să se rezolve? Dacă nu e nicio ofertă, ce să se rezolve? Are contract? Când a venit la București, prima dată a fost ok, acum gata, nu mai e ok. Mi se pare niște declarații aberante. Bine, și care Ai în actualul contract, context ți-a cred că nu și-au plătit locul. echipa. Păi chiar în momentul ăsta mi se pare o nebunie ce face această soție a lui. De la ce te referi că e nebunie, adică? Nu ai ce, ești în plin calificări pentru Champions League și vii să dai niște declarații aiurea doar să te afli în treabă. Dar să faci atmosferă prostește. Nu știu, în fine, nu vreau să comentez mai mult. Da. Deci nu se pune problema de Daua să plece, nu Eu nicăieri. n-am auzit nicio ofertă de la nimeni, nu s-a discutat nici măcar o secundă despre o ofertă pentru Daua, cel puțin n-am auzit și nu, cu siguranță. El, băiatul, cât are contract? Cât mai are contract? Cred că 2 ani. Deci încă 2 ani, nu? Da. Da, nu înțeleg ce, mă rog, ce are Bucureștiul, că mie mi se pare Daua foarte bine adaptat, Florin. Da, eu discut destul de des cu Doamna, nu mi-a zis niciodată absolut nimic că vrea să plece. Acum toată lumea își dorește să plece, dar în momentul de față, problema trebuie să se concentreze la altceva. Asta e clar. Bun, el arată că își face treaba, asta e clar. El arată că e Da, cu concentrat. siguranță, siguranță. Pierdere mare pentru retur, Daua? Ok, eu zic că da, lasă. Un cuplu destul de sudat. Ah, păcat. Deci, pierdere mare. Bine, după părerea mea, e uriașă pierderea, nu mare, Da, sincer. da. Știi? Nici în Ghezana nu e în vreun pericol să plece, nu? Nu. Dar nu, nici n-ai o să vorbim în momentul de față de așa ceva. N-am